Mândruță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și Buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Curcubeul. Într-o zi înnorată de vară, Buburuză, fetița Mămăruță și Bobiță, băiatul Melc, stăteau mohorâți sub o frunză. Dintr-o dată a apărut soarele, iar cerul era albastru din nou. Dar ploaia de vară nu se opri. În scurt timp a apărut pe cer un curcubeu frumos. Oh, ce minunat e! Au strigat ei. Bobiță s-a decis să urce pe curcubeu ca apoi să coboare lunecând. Prima încercare nu i-a reușit. Poate trebuie să încerc din partea cealaltă, a spus Bobiță. Bobiță, crede-mă, nu te poți urca pe curcubeu, încercă Buburuză să-l convingă pe băiatul înfocat. Dar Bobiță își făcu un plan nou. Am să folosesc o scară. Vai, Bobiță, nu se va termina bine, se îngrijoră Buburuză. Buburuză a avut dreptate. Bobiță deveni tot mai bosunflat. Buburuză începu să-l roage. Haide, mai bine să ne jucăm altceva. Dar Bobiță nu se dădea bătut. Fii atentă, Buburuză, de aici sigur am să reușesc să sar pe curcubeu. Dar nici planul ăsta nu-i reuși. Buburuză fugi la Bobiță disperată. Ești bine? Îl întrebă. N-am pățit nimic, mormăi Bobiță. Bobiță se întristă atât de mult încât Buburuză de-abia reușea să-l consoleze. Uite, ți-am adunat flori! Încercă să-i facă pe plac, dar nimic nu-l înveselea pe Bobiță. Între timp, ploaia s-a oprit, iar curcubeul a dispărut. Mergeau acasă ținându-se de mână. Buburuză îl consola pe Bobiță. Nu mai fi trist, păi mâine e ziua ta de naștere, vei împlini 3 ani și vei primi multe cadouri. Ajungând acasă, lui Buburuză îi veni o idee. Am să-i construiesc lui Bobiță un tobogan în culorile curcubeului. Atunci visul lui va deveni realitate, va putea aluneca pe curcubeu. La construirea toboganului au ajutat Baltazar Albina și Fulgușor fetița Fluturaș. Buburuză, Baltazar și Fulgușor au vopsit toboganul în culorile curcubeului. Au împachetat toboganul în hârtie galbenă și l-au legat cu o panglică albastră. Cei trei prieteni i-au făcut un tort lui Bobiță. Apoi Baltazar și Fulgușor l-au dus la Bobiță, la casa lui Buburuză, unde totul era pregătit pentru petrecere. Să-i arătăm cadoul, a strigat Baltazar. Buburuză i-a dat tortul lui Bobiță. Un curcubeu adevărat! E un tobogan curcubeu! Pot să încerc toboganul? Sigur, i-a răspuns Buburuză. Lui Bobiță i-a plăcut mult toboganul curcubeu, alunecat din nou și din nou pe el. Fulgușor și Baltazar au început să danseze de fericire. Minunat! I-a spus Bobiță într-un târziu lui Buburuză, fetița Mămăruță. E un cadou minunat! Mulțumesc! În ziua aceea au venit mulți să-l felicite pe Bobiță. A venit Săltăreața, fetița Lăcustă, apoi Dima, gândacul cartofilor, Adiere, fetița Libelulă, chiar și Vendel, băiatul Rădașcă. Băiatul Melc a permis tuturor să încerce noul lui tobogan. Bobiță și Buburuză împreună cu prietenii lor s-au dat pe tobogan până seara târziu. În ziua aceea, Bobiță s-a culcat deosebit de bine dispus. Ce frumoasă zi de naștere am avut! A suspinat el fericit. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu.
Zmeul de hârtie. Bobiță, băiatul Melc, dormea încă atunci când Buburuză, fetița mămăruță, bătu în geamul lui. Bună dimineața, Bobiță! Vino să facem un zmeu de hârtie! Buburuză desenă zmeul, iar Bobiță îl decupă. Apoi l-a ornat cu panglici colorate. În final au legat o frânghie lungă de zmeu. Să-l încercăm, spuse Buburuză. Au pornit ținându-se de mână ca să lanseze zmeul. Degeaba îl lansau din nou și din nou. Zmeul cădea de fiecare dată. Urc în copac și încerc de acolo, poate va zbura, zise Buburuză, dar zmeul căzu și de data asta. Dintr-o dată se porni vântul. A luat zmeul pe sus în forță și odată cu el a luat-o și pe Buburuză. Bobiță, ajută-mă! Bobiță a urcat în copac și a apucat piciorul Buburuzei, dar nu a putut să tragă zmeul înapoi. Acum zburau amândoi mai departe. Tocmai pe acolo zbura Baltazar, băiatul albină. A apucat piciorul lui Bobiță, dar nici el nu a reușit să tragă zmeul înapoi. Acum zburau toți trei. În vârful unui braț stătea Dima, gândacul cartofilor. A apucat și el piciorul lui Baltazar și acum zburau toți patru. Săltăreață, ajută-ne! I-a strigat Baltazar fetiței lăcustă, care tocmai se plimba pe acolo. Săltăreața a apucat piciorul lui Dima și acum erau cinci care zburau mai departe. Fulgușor, fetița fluture, zbura și ea pe acolo. A prins piciorul săltăreței și au ajuns să zboare toți șase. Vendel, băiatul rădașcă, și Adiere, fetița libelulă, se uitau speriați după ei. Zmeul s-a împotmolit chiar în vârful bradului, iar cei șase au căzut pe vârfurile copacilor. Apoi furtuna s-a oprit și a ieșit iar soarele. Bobiță s-a uitat cu îngrijorare către mămăruță. Buburuză, eu nu știu să zbor. Cum cobor de aici? Nu fi îngrijorat, Bobiță. Vom găsi noi o cale. Am și găsit rezolvarea, a strigat Vendel. Vino, Bobiță, sar pe prelata asta. Nu-ți fie teamă, n-ai să te lovești. În momentul în care Bobiță a căzut pe prelată, a și zburat înapoi, în sus. Priviți-mă, ce bine e! Să încercăm și noi, au strigat și ceilalți. Au sărit în sus și în jos până seara târziu. Noaptea, când toți locuitorii pădurii dormeau deja, vântul s-a întețit din nou, luând cu el zmeul de hârtie. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. O zi la grădiniță. Într-o dimineață de toamnă, Buburuză bătu grăbită la ușa lui Bobiță. Vino repede, Bobiță, întârziem la grădiniță! Bobiță fugata repede și cei doi prieteni porniră spre grădiniță ținându-se de mână. În curtea grădiniței se adunaseră mulți copii, se întâmpinau cu bucurie.
Acolo era Baltazar, băiatul albină, Fulgușor, fetița fluturaș, Vendel, băiatul rădașcă, Dima, gândacul cartofilor, Adiere, fetița libelulă, Alfons, greierașul, Săltăreața, fetița lăcustă și Biluță, gâza florilor. Educatoarea Bondar îi împărțea cu răbdare pe copii în grupe. Copiii din grupa mare, cei din grupa mijlocie și cei mici au ajuns în săli diferite. Biluța a fost pus în grupa mică, de unde făcea cu mâna spre Bobiță și Buburuză. Ziua a început cu ora de sport. După micul dejun, micuții au făcut colaje, care de care mai frumoase, din frunzele culese în pădure. Când toți și-au terminat treaba, educatoarea i-a așezat pe copii în cerc, i-a învățat cântece și jocuri amuzante, iar ei dansau cu bucurie în cerc. Apoi a urmat joaca. Educatoarea Bondar îi urmărea pe copii din scaunul ei. Bobiță și băieții s-au dus direct la cutia cu mașinuțe și au început să facă curse. Au construit tobogane și tunele. Pot să mă joc și eu? Întrebă Buburuză, care ținea în mână o mașinuță roșie ruptă. Dar de unde, Buburuză? Cu rabla aceea vrei tu să concurezi? A întrebat-o Bobiță cu dispreț. Jocul cu mașinuțe nu e pentru fete. Buburuză a început să plângă. Băieții nu se joacă cu mine, îi zise ea mâhnită lui Fulgușor. Fulgușor, Săltăreața și Adiere au consolat-o repede. Hai să ne jucăm cu păpușile. Fetele au îmbrăcat păpușile în hăinuțe minunate, le-au dat să mănânce și le legănau în cărucioare. Asta i-a plăcut lui Buburuză. Între timp, Bobiță și Egon cărăbușul s-au certat. Totdeauna îmi răstorni mașina, așa nu e cinstit, trișez! Strigă Bobiță îmbufnat. Nu e adevărat, tu trișez! A ripostat Egon. Bine, nu mă mai joc cu tine! A răspuns Bobiță jignit și a plecat de acolo. Pot să mă joc și eu cu voi? A întrebat o Bobiță pe Buburuză. Nu, nu te poți juca cu noi, e un joc pentru fete, a răspuns Buburuză morocănoasă. Dar uite, am adus și eu o păpușă pe cea cu păr creț. Aș vrea totuși să mă joc cu voi. Bine, zise îmbufnată Buburuză. Atunci vino, dar apoi mă joc și eu cu mașinuțele. Copii, spălați-vă pe mânuțe, a strigat doamna Bondar educatoarea. După aceea, așezați-vă frumos la măsuțe. Dădea ca măzărița pestrița, dintr-o oală mare a pus mâncarea în farfuria copiilor. Când toți au terminat de mâncat, copiii de serviciu Bobiță și Buburuză au ajutat la curățarea meselor, la adunatul farfuriilor și al paharelor. După masa de prânz, toată lumea s-a culcat, iar doamna Bondar le citi o poveste. Copiii ascultau în liniște. Au fost unii care au adormit în timpul poveștii. După ce toți s-au trezit, au luat o gustărică, apoi au ieșit în curte. Curtea grădiniței era imensă, plină cu jocuri palpitante, cu tobogane, leagăne, iar în mijloc se găsea chiar și un trenuleț de lemn. Bobiță și Egon s-au împăcat repede și s-au dat pe leagă în timp îndelungat. Buburuză l-a ajutat pe Biluță să urce pe tobogan, dar l-a și prins la capătul acestuia. Lui Biluță i-a plăcut mult acest joc. Ziua a trecut repede la grădiniță. Copiii și-au luat rămas bun și de-abia așteptau să se revadă a doua zi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Omul de zăpadă. Într-o dimineață rece de iarnă, Bobiță, băiatul melc, bătu vesel la ușa lui Buburuză. Vino cu mine la săniuș! Buburuză și-a luat haina de iarnă, căciulița, fularul și-a pus mănușile și-au pornit. Fetița mămăruță s-a așezat pe sanie, iar melcul trăgea tare. În curând nisoarea se opri, Bobiță și Buburuză savurau soarele de iarnă, alunecau pe dealuri domoale și versanți abrupți. Uite ce om de zăpadă frumos, zise Bobiță.
Se îngrijoră Buburuză, dar fusese prea târziu. Sania se izbi direct de omul de zăpadă care stătea la poalele dealului. Nu te-ai lovit? O întrebă Bobiță pe Buburuză. Eu nu, dar cred că am distrus omul de zăpadă. Păi da, omul de zăpadă s-a răsturnat, a constatat Bobiță. Am să-i mănânc nasul făcut din morcov. Să facem bulgări de zăpadă din omul de zăpadă, zise Buburuză. Bobiță și Buburuză au început vesel să facă bulgări de zăpadă. Curând, din omul de zăpadă n-a mai rămas nimic. La un moment dat, i-a salutat Baltazar, băiatul albină. Bobiță și Buburuză l-au întrebat voioși: te joci cu noi cu bulgări de zăpadă? Acum n-am timp, am adus o pălărie și un fular omului de zăpadă pe care l-am făcut ieri. Nu l-ați văzut pe undeva? Bobiță și Buburuză s-au privit speriați. Aoleu, șopti Bobiță, Baltazar sigur caută omul de zăpadă de care ne-am izbit noi. N-au îndrăznit să-i spună lui Baltazar că au răsturnat omul de zăpadă. Nu, noi n-am văzut niciun om de zăpadă. Niciunde nu-mi găsesc omul de zăpadă, începu Baltazar să plângă. Lui Bobiță și lui Buburuză i s-a făcut milă de albinuță. Nu fi trist, zise într-un târziu Bobiță. Mai bine să facem un alt om de zăpadă. Bine, zise Baltazar sughițând. Buburuză a făcut partea de jos pe cea mai mare. Partea din mijloc, burtica omului de zăpadă, a făcut-o Baltazar. Partea cea mică a realizat-o Bobiță. Aceea a devenit capul omului de zăpadă. Buburuză l-a ridicat pe Bobiță, iar el a pus la loc capul omului de zăpadă. După ce au terminat omul de zăpadă, Baltazar în sfârșit i-a putut lega la gât fularul cu dungi. Dintr-o săritură, Bobiță îi puse omului de zăpadă pe cap oala roșie. Ce frumos e omul de zăpadă, zise Baltazar. Adevărul e altul, prietene, zise Bobiță cu regret. Noi ți-am distrus omul de zăpadă, din greșeală ne-am izbit de el, te superi. A, voi ați fost? Întrebă albinuța. Dar apoi i-a iertat repede pe Bobiță și pe Buburuză. Acest om de zăpadă e mai frumos decât cel dinainte, zise el. Să mergem cu toții să ne dăm cu săniuța pe deal în jos. Cei trei prieteni s-au dat cu Sania pe povârnișurile abrupte ale muntelui până seara târziu. Acum aveau mare grijă de noul om de zăpadă. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Vioara greierelui. Într-o zi de toamnă, Alfons Greierașul cânta voios la vioară. Toți iubeau muzica lui frumoasă. Micuții copii de furnică ascultau și ei muzica și între timp se jucau cu mingea. Dar vai, mingea a lovit vioara greierelui. Alfons a strigat îngrozit: vioara mea, vioara mea s-a spart! A început el să plângă amarnic. Plângea atât de tare încât s-au adunat cu mic, cu mare, toți cei din pădure. Alfons le arătă furios prietenilor săi mingea cu buline. Mingea asta, da, mingea asta e de vină și copiii de furnică. De unde voi mai avea acum o vioară nouă? Greierele a pășit în căsuța lui, strângând în mâini bucățile viorii și trântind ușa în urma lui. Alfons, Alfons, vino afară, te ajutăm noi cumva, a spus Bobiță, băiatul Melc. Dar Alfons nu voia să vadă pe nimeni. Ceilalți stăteau nedumeriți pe câmpia ciupercilor.
Deodată, Buburuza spuse: să-i facem lui Alfons o vioară nouă. Da, să-i facem o vioară nouă, aprobă fulgușor fetița Fluture. Știu cine poate să ne ajute. Trebuie să-l căutăm pe Patrick, gâza albastră săritoare. El i-a făcut lui Alfons vioara. Au pornit îndată la drum. Au trecut peste munți și peste voi până ce au ajuns la căsuța albastră. Au bătut la ușă. A apărut un căpșor timid în crăpătura ușii. Purta o căciuliță albastră, iar pe spate îi străluceau aripi albastre. Voi cine sunteți? Întrebă gâzuța. Buburuza i-a povestit totul de-a fi rapăr gâzei zburătoare. Dacă doar asta e problema, vă ajut cu plăcere. Nu fiți triști. În două zile, Alfons va cânta la o vioară nouă. Gâza zburătoare a împărțit sarcinile. Unul aduna lemne pentru corpul viorii, altul a căutat fire de iarbă pentru coarde. Când toate au fost adunate, Patrick s-a apucat de treabă. Tăia cu ferăstrăul, șlefuia, meșterea, bopsea, lăcuia cu măiestrie, până când la un moment dat, să vezi minune, vioara era gata. Pot să încerc vioara? Întrebă Buburuza. Nu, asta e vioara lui Alfons! Se răsti la ea fulgușor. Dar și eu vreau un instrument muzical! Se enervă Buburuza. Și eu, și eu! Strigau micuțele furnici. Liniște! Strigă gâza săritoare. Ce-ar fi dacă ați face o orchestră? Una mare! O orchestră? Și fiecare am avea instrumentul nostru? Ce bună idee! Se bucură Bobiță. Prima dată i-a făcut lui Buburuza o harpă. Vendel, băiatul rădașcă, a primit un contrabas. Lui Dima, gândacul cartofilor, i-a făcut un violoncel. Bobiță și-a făurit o trompetă din pâlnia florii. Egon, cărăbușul, și-a făcut o goarnă din floarea ciucușoarei. Păianjenul de peșteră și-a făcut tobe din castane și ghinde. Adiere și săltăreața au luat pietricele plate ca să le fie talgere. Gâza zburătoare le-a cioplit fluiere micilor furnici din blăstare de mesteacăn. Fulgușor, fetița Fluture a primit o lăută cioplită dintr-o ramură de brad, iar Albina Baltazar o vioară. Biluță, gâza florilor, cânta la un trianglu. Astfel, cântând frumos, au pornit înspre casa lui Alfons. El i-a auzit de departe. Se uita curios pe fereastră. A rămas mut de uimire. Dragă Alfons, au început copiii furnică, nu te supăra pentru că ți-am distrus vioara. Primește din partea noastră această vioară nouă. Patrick ți-a făcut-o. Alfons a potrivit arcușul și în pădure s-a auzit din nou cântecul său. Și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Vendel la patinaj. Într-o frumoasă zi de iarnă, Bobiță și Buburuza se plimbau pe malul lacului. Apa lacului era înghețată. Hai, Buburuza, să ne dăm pe gheață, a propus băiețelul Melc. Fetița Mămăruță a acceptat cu bucurie. Bobiță și Buburuza, cu grijă, au intrat pe lacul înghețat. S-au prins și au alunecat de la stânga la dreapta. S-au simțit foarte bine. În curând s-au acomodat cu gheața. Mai și cădeau, râdeau în hohote, apoi se ridicau și continuau. A trecut pe acolo Vendel, băiatul rădașcă. Vendel, încearcă și tu! Hai cu noi la patinaj! Și-a chemat prietenul Bobiță. Lui Vendel era puțin teamă, dar curios fiind, a pus piciorul pe gheață. A strigat imediat pentru că i-au alunecat picioarele și a căzut pe spate. Bobiță și Buburuza au fugit imediat la prietenul lor. Vino, Vendel, te ajutăm noi! Bobiță și Buburuza l-au luat de mână pe Vendel și au pornit cu grijă pe gheață. Acum te lăsăm să încerci de unul singur, a strigat Buburuza. Băiatul Melc și fetița Mămăruță l-au lăsat de mână pe Vendel. Mai
încet, Wendel! A strigat Buburuză. Wendel a încercat să se oprească, dar picioarele nu l-au ascultat pe gheață și a intrat direct în tufișul cu spini. Ajutor! Vai de mine! M-am înțepat! M-am lovit la cap! Vai, cât de tare mă doare! Buburuza a fugit repede ca să vadă ce s-a întâmplat. Nu fi trist, a spus Buburuza și a legat capul spart al lui Wendel cu baticul ei cu buline. Deodată a apărut de după tufiș o fetiță gâză foarte frumoasă. Aluneca pe gheață atât de ușor de parcă era un fulg. Ia te uită, tu cine ești? A întrebat-o Buburuză. Eu sunt Mila, gândacul de zăpadă. Te salutăm, Mila. Ea este Buburuză, fetița mămăruță. El este Wendel, băiatul rădașcă. Iar eu sunt Bobiță, băiatul melc. Cum de știi să aluneci atât de frumos și de repede pe gheață? A întrebat-o Wendel. Cu patine, a răspuns gâzuța. E un pantofior cu care poți aluneca pe gheață. Trebuie doar să-l prinzi de cizmuliță. Astea-s patinele, astea alunecă pe gheață. Tu le-ai făcut? A întrebat curios Bobiță. Da, eu le-am făcut. Nu e greu deloc. Dacă vreți, vă pot face și vouă. Ura! Au strigat toți trei deodată. Bobiță, Buburuză, Wendel și Mila au pornit împreună spre pădure. Mila s-a uitat bine la crengile de pe jos și în cele din urmă a ales o creangă mare. Au început să lucreze. Au tăiat, au găurit, au cioplit, au șlefuit, au înșurubat. Toată lumea a făcut câte ceva. Sunt gata, a spus mulțumită Mila. Pe masă se aflau trei perechi de patine nou-nouțe. Bobiță și Buburuză își puneau patinele noi cu puțină teamă, dar cel mai mult s-a temut Wendel. Bobiță și Buburuză s-au prins de mână și au pornit pe gheață. Wendel a fost ajutat de Mila. Așa da, cu patine e mult mai ușor să aluneci pe gheață, se bucură Wendel. Mila a patinat mult timp ținându-l de mână pe Wendel, dar pe urmă l-a lăsat și băiatul rădașcă a alunecat mai departe singur pe gheață. Wendel a învățat să patineze, să pornească și să oprească repede. Am reușit, știu să patinez! A strigat fericit la sfârșitul zilei Wendel. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Ziua lui Șoma Ariciul. Într-o dimineață de vară, Bobiță, Buburuză și ceilalți locuitori ai pădurii se jucau împreună. Rând pe rând se dădeau pe leagănul din frunză de fag. Cred că e tare bine, ce păcat că pe mine nu mă ține, a suspinat trist Șoma Ariciul. Ceilalți se uitară nedumeriți unul la altul. Șoma va împlini 10 ani săptămâna viitoare, a spus Buburuză. Așa este, va avea 10 ani, a spus Bobiță. Oare ce l-ar bucura mai mult? Știu eu ce l-ar bucura, a spus Baltazar și a sărit în sus. S-ar bucura de un leagăn. E o idee foarte bună să construim un leagăn uriaș pentru Șoma. Micii prieteni s-au apucat de lucru imediat. Au adus un ferăstrău, ciocan, cuie, șuruburi și au căutat crengi solide. Trunchiul de copac în formă de navă a fost legat cu sfoară rezistentă de crengile groase. Când leagănul a fost gata, au plecat la casa lui Baltazar și au început să facă un tort. Au spart ouă, au frământat un aluat, au fiert budincă. Telul lucra, lingura de lemn amesteca. Casa lui Baltazar s-a umplut de arome plăcute. A ornat cele 5 etaje cu vișine, stafide și nuci. Să punem și lumânările, a spus Fulgușor. Da, 10 lumânări, a adăugat Buburuză.
acum să scriem o scrisoare pentru Șoma, a spus Bobiță și s-a apucat de scris. Dragă Șoma, vino în fața casei lui Baltazar la ora mesei, te așteptăm. Du asta la arici, l-a rugat Bobiță. Dar să nu-i spui nimic de tort și nici de leagăn, l-a atenționat Buburuză. Baltazar și Wendel au pus tortul pe o măsuță rotundă și l-au dus afară în fața casei. Acolo se jucau vesele niște furnici mititele. Furnica cea mai mică s-a lovit de măsuță. Ai răsturnat masa! Ai stricat tortul! Se văită Baltazar. Vai, tortul! Ce facem acum? Plângea și Buburuză. Șoma ariciul vine imediat și nu va avea tort de ziua lui, plângea și Bobiță. Furnicuțelor le-a fost rușine. Deodată una a spus: să culegem fructe, să facem din ele o grămadă mare și va fi aproape ca un tort, nu? Asta e o idee bună, a spus Wendel. Lui Șoma oricum îi plac mai mult fructele decât tortul. Bobiță, Buburuză, Baltazar, Wendel și furnicuțele au început să culeagă fructe. Au ajutat și Dima, gândacul cartofului, Fulgușor, fetița libelulă, și Lili, fetița gâză. Curând s-a format o grămadă mare și frumoasă. Wendel a înfipt în vârful grămezii 10 lumânări și în clipa aceasta a sosit Gombi cu Șomariciul. La mulți ani, Șomariciul! Au strigat cu toții. Ce de fructe, preferatele mele! Vă mulțumesc frumos, a spus ariciul. Să-ți arătăm ceva, a spus Buburuză și l-a condus pe Șoma la leagăn. Ariciul a rămas cu gura căscată de uimire. Vai, ce leagăn mare și frumos! Pot să mă așez? A întrebat fericit. Da, pentru tine l-am construit, a spus Bobiță. Ura! Pot și eu să mă dau în leagăn! Vă mulțumesc mult, a spus ariciul. Când a venit seara, s-au adunat în jurul fructelor și au început să mănânce. Au mâncat aproape tot mormanul de fructe. Merele și perele rămase au fost puse pe acele ariciului, iar el le-a dus acasă în căsuța lui cu acoperiș de mușchi. A adormit foarte fericit și s-a gândit că mâine se va legăna din nou cu prietenii săi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bal mascat. Într-o după-amiază de iarnă, micuții prieteni stăteau în casa Buburuzei. E vremea să ne pregătim de balul mascat, a spus Fulgușor, fetița fluture. Tu ce vei fi? A întrebat Bobiță. E secret, a răspuns Fulgușor. Trebuie să ne facem costumele în secret, trebuie să fie o surpriză. Sigur, să fugim acasă, să ne apucăm de treabă. Mai sunt doar 3 zile până la balul mascat, a spus Baltazar. Bobiță a hotărât repede că va fi o ciupercă. Și-a cusut o pelerină dintr-un cearceaf alb, iar pălăria de ciupercă și-a făcut-o dintr-o oală roșie, pe care a pictat multe buline albe. Buburuză și-a făcut un costum de floare, petalele le-a făcut din hârtie mov. Din hârtie verde a tăiat frunze și le-a cusut pe o pătură verde, pe care o folosește ca manta. Baltazar, băiatul albină, și Doroteea, fetița bondar, s-au pregătit împreună. Baltazar va fi drăcușor, iar Doroteea îngeraș. Gombi, gâza florilor, s-a așezat confortabil într-un balansoar și a început să împletească din fire maro o coamă de leu. În ultima seară, în fiecare căsuță, lumina s-a stins foarte târziu. Toată lumea lucra la costume pentru balul din ziua următoare. A sosit ziua cea mare. Locuitorii pădurii au hotărât că în acest an balul se va ține în casa băiatului Rădașcă. Și astfel s-au apucat să înfrumusețeze casa lui Wendel cu hârtii colorate, baloane și panglici. În acest timp, Lili, fetița gâză, a pregătit prăjituri delicioase pentru balul de după-amiază.
Buburuză, Săltăreț și Dima, gândacul cartofului, au ajutat-o pe Lili. În fine, a sosit vremea ca fiecare să-și îmbrace costumul. Gazda balului, Wendel, s-a costumat în zar și a așteptat emoționat musafirii. Au sosit Bobiță și Buburuză în costume de ciupercă și floare. Imediat a sosit Baltazar îmbrăcat în drăcușor, cu Doroteea îngeraș. Apoi a sosit Fulgușor în costum de rac. A venit Săltăreț în costum de cactus, Gombi îmbrăcat în leu, Dima în costum de bucătar, a sosit și Lili deghizată în strugure. Pe rochie îi atârnau balonașe mov, Licuriciul costumat în creion, Puricele în polip, Melcul Ceaba în soldat, iar Furnicuța în plăcintă. Deodată a sosit plângând Adierea, fetița libelulă. A dispărut! Mi-a dispărut minunata rochiță de prințesă! Am spălat-o frumos, am agățat-o pe o creangă, dar a dus-o vântul! Plângea Adierea în hohote, ceilalți au încercat să o consoleze. Îți dau cascheta mea de militar, mie mi-ajunge sabia, a propus Melcul Ceaba. Nu! E pentru băieți! Eu am avut un costum minunat de prințesă, dar l-a luat vântul! Știu ce facem! Îți facem un costum nou! A spus Săltărețul, un costum soare! Asta i-a plăcut mult Adierei. Perdeaua galbenă va fi bună pentru pelerină, a strigat Buburuză. Razele de soare le vom face din fâșiile astea galbene, a spus Wendel și a rupt fâșiile agățate pe panglică. Au lipit, au croit, au cusut, au lucrat toți și costumul minunat a fost gata într-un minut. Eu îți dau această seară lămpașul meu, a spus Licuriciul. Un creion n-are nevoie de lămpaș, a mai spus râzând. Mulțumesc, a spus Adierea și s-a îmbujorat de fericire. Micuțele vietăți ale pădurii au cântat, au dansat și cu toții au fost de acord că Adierea a avut costumul cel mai deosebit. Pentru că un soare care strălucește și seara este într-adevăr deosebit. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Balonul. Într-o după-amiază de vară s-a iscat o furtună în pădure. Buburuză, fetița mămăruță, și Bobiță, băiatul Melc, au urmărit-o de la fereastra căsuței cu buline. Furtuna era puternică, a îndoit copaci, a provocat stricăciuni căsuței, ploua cu găleata. Când în sfârșit ploaia s-a oprit, iar vântul a încetat, cei doi prieteni au pornit în recunoaștere. Ia privește, Buburuză, copacul ăsta a fost rupt de vânt, a spus Bobiță. Iar ploaia a distrus toate florile mele, a suspinat Buburuză. Bobiță, Buburuză, veniți repede, ajutor, cineva zace pe câmp. A venit fugind Săltăreața, fetița lăcustă. Pe câmp chiar zăcea cineva rănit. O fetiță gâză. Vai, ce s-a întâmplat cu tine? Cum te cheamă? Cine ești tu? A întrebat speriată Buburuză. Mă cheamă Nelly, fetița gâză. Locuiesc sus pe munte, dar uraganul m-a suflat și m-a lovit tare rău la cap. Mi-au slăbit aripioarele, nu mai pot să zbor. Nu știu cum voi ajunge acasă, plângea Nelly. Au ridicat-o pe Nelly și au dus-o în casa verde a Săltăreței. Nu te teme, te ajutăm noi să ajungi acasă, a spus Buburuză. Mai târziu au venit Baltazar, băiatul albină, Fulgușor, fetița fluture, și Wendel, băiatul rădașcă. Toți se gândeau cum ar putea să o ajute pe Nelly să ajungă înapoi pe deal. Un balon ar fi foarte bun, a spus Wendel. Dar din ce facem un balon? A întrebat Bobiță. Din pături, perne și cearșafuri, a propus Fulgușor. Din perdele și prosoape, a adăugat Wendel.
S-au apucat de lucru. Au ajutat cu toții, au cusut materialele, au adunat toate păturile, perdelele, cearșafurile și prosoapele. I-a ajutat și Nelly. Încet, încet se însănătoșa, nu o mai durea nici capul. A durat câteva zile până când au terminat balonul. Am terminat! Mulțumesc! A spus fericită Nelly. Pornim spre vârful muntelui! Ura! Zburăm! A strigat fericit Bobiță. Asta da! E minunat! Vedem toată pădurea! Se minuna Buburuză. A început să se însereze. Când au ajuns pe munte, Nelly a strigat. Ura! Sunt acasă! Vă mulțumesc! Dacă doriți, rămâneți la mine până mâine. Chiar în noaptea asta vor apărea stele căzătoare. Rămânem cu plăcere! Au spus toți deodată. Nelly a servit prăjitură și ceai noilor săi prieteni. După cină s-au așezat în fața casei lui Nelly pe vârful muntelui. Au stat și au așteptat să vadă stelele căzătoare. Ura! O stea căzătoare! A strigat Bobiță entuziasmat. Am văzut și eu una! A aprobat Buburuză. Și eu! A spus Vendel. Când s-a făcut răcoare, au intrat în casă și de la geam s-au uitat mult timp la stelele căzătoare. Înainte de a dormi, tot și-au pus câte o dorință. Nelly și-a dorit să se mai întâlnească și altă dată cu noii săi prieteni. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Pietrele. Într-o după-amiază de vară, Buburuză a decis să prepare o tartă cu frăguțe. L-a rugat pe Vendel Rădașca și pe Baltazar Albinuța să-i aducă frăguțe proaspete din pădure. Băieții au pornit la drum. Curând, Baltazar a zărit o piatră în mijlocul cărării și a început să dea cu piciorul în ea. Dar și lui Vendel i-a plăcut piatra, l-a driblat pe Baltazar și i-a luat-o. Nu e cinstit, Vendel! E piatra mea! Eu dau cu piciorul în ea! Nu! Deja e piatra mea! Caută-ți alta! Eu dau cu piciorul în asta! Eu am găsit-o! E a mea! Se indignă Baltazar. E plin cu pietre pe aici! Caută-ți alta! A încheiat Vendel discuția. Însă Baltazar nu s-a lăsat. Cei doi băieți s-au tot împins până când amândoi s-au împiedicat și s-au rostogolit pe panta abruptă a dealului. Au căzut direct în pârâul care curgea la poalele lui. Auzind gălăgia, a ieșit din casa de la malul râului Alfons Greierul. Ce s-a întâmplat? Întrebă el speriat. Vendel e de vină! Mi-a luat piatra! Cum adică piatra ta? E a aceluia care e mai dibaci. Ajunge! I-a întrerupt Alfons. Mai întâi haideți înăuntru să vă uscați, apoi îmi povestiți de ce v-ați certat atât de rău. Băieții au intrat necăjiți în casa greierului. Și-au întins hainele ude la soare și-au așteptat înfășurați în câte un prosop să se usuce. Între timp Alfons îi servea cu limonadă și cu biscuiți. Razele soarelui uscau hainele ude. Vendel și Baltazar molfăiau biscuiții și îi povesteau lui Alfons cum s-au rostogolit ei pe panta dealului. Eu am o colecție întreagă! O colecție de pietre nioarăți? A întrebat entuziasmat Baltazar. Cum să nu? Haideți înăuntru! Le-a răspuns cu mândrie Alfons. A pus pe masă o cutie mare. De unde ai atâtea pietre frumoase? Din apropiere, de pe malul pârâului, puteți aduna și voi. Ura! Și-au umplut coșurile cu pietre. Le-au sortat multă vreme până când a început să se întunece. Rădașca și Albinuța și-au luat rămas bun de la greier și-au pornit în sus pe deal. Curând au ajuns în fața casei lui Buburuză.
Fetița mămăruță s-a răstit la ei din geamul casei pestrițe. Dar frăguțele unde sunt? Vai de mine, frăguțele! Am uitat de frăguțe! Privește, Buburuză, ce pietre frumoase am cules împreună cu Alfons! Ce să fac eu cu ele? Să prepar o tartă cu pietre? Eu am cerut frăguțe! Am uitat, a mărturisit Wendel și a povestit totul de-a fira păr fetiței. Atunci să văd măcar acele pietre frumoase, dacă frăguțe nu mi-ați adus. Ar trebui să desenăm ceva pe ele, aceasta e ca o căsuță, iar pe asta aș desena o față zâmbitoare. E o idee foarte bună, mâine să-i chemăm și pe ceilalți și să decorăm pietrele. Foarte bine! A doua zi au venit la Buburuză Bobiță, băiatul Melc, Fulgușor, fetița Fluturaș, Adiere, Libelula, Săltăreața, Lăcusta, Dima, Gândacul Cartofului și Biluță, Gâza Florilor. Wendel și Baltazar nu vin? A întrebat Bobiță dezamăgit. Ba da, suntem aici! Au strigat Rădașca și Albinuța și i-au întins lui Buburuză un coș cu frăguțe. Mulțumesc, zise fetița mămăruță și în timp ce ea pregătea prăjitura, ceilalți s-au apucat de lucru. Când au terminat, l-au invitat pe Alfons să vadă expoziția. Vai de mine, sunt minunate! Aduc și pietrele mele să le pictăm și pe ele, zise vesel greierul. Între timp s-a copt tarta cu frăguțe. Toți s-au așezat la masă și au mâncat tarta până la ultima firinitură. Fetița și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Teatrul de păpuși. Într-o zi de vară, Bobiță, băiatul Melc, a bătut agitat la ușa Buburuzei. Azi va fi spectacolul cu păpuși. Hai să ne grăbim, să le spunem lui Dima și lui Fulgușor. Bobiță și Buburuză au bătut mai întâi la ușa fetiței Fluturaș. Fulgușor, trezește-te, repede! Azi va fi spectacolul mușițelor. Vor juca albă ca zăpada. Apoi s-a oprit în fața casei gândacului de cartofi. Dima, alo, hai pe câmpie, la spectacolul cu păpuși! Dar Dima n-a deschis ușa. Dima, întârziem, grăbește-te! A strigat neliniștit Bobiță, dar n-a primit niciun răspuns. Fulgușor, timidă, a apăsat clanța și s-a uitat înăuntru. Gândacul cartofului stătea în pat. Dima, îmbracă-te repede, trebuie să pornim! Eu nu mă duc, burta mi-e plină de bubițe. Ceva m-a înțepat în timpul nopții. Simt o mâncărime intensă, a scâncit Dima. Ia să-ți văd înțepăturile, a spus Buburuză. Nu sunt înțepături, e varicelă, constată fetița mămăruță. Nu te speria, și eu am avut varicelă, aveam mii de bubițe. Mă duc să-l chem pe doctorul Bufniță, zise Buburuză. El îți va spune ce ai de făcut. În curând sosi doctorul Bufniță, îl examină temeinic pe Dima. Într-adevăr ai varicelă, e o boală contagioasă, nu te poți duce la teatrul de păpuși, Dima. Contagioasă? Bobiță, Buburuză și Fulgușor vor avea și ei varicelă? Nu, varicela se ia doar o dată în viață. Ei au trecut deja prin asta anul trecut. Cel mai important e să nu scarpini bubițele. Va mai fi spectacolul cu păpuși și altă dată, îl consolă Bobiță. Nu fi trist, te vei face bine repede, zâmbi Buburuză. Micii prieteni și-au luat rămas bun de la Dima și-au pornit spre teatrul de păpuși. Pe câmpie scena era deja ridicată. Trupa de păpușari era formată din 5 mușițe. Curând cortina s-a deschis și a început spectacolul. Prietenii noștri au urmărit spectacolul în liniște, iar la final i-au aplaudat pe păpușari.
Apoi mușițele le-au dat voie locuitorilor pădurii să se uite la păpuși și să le ia în mână. Păcat că Dima n-a putut să vină cu noi, spuse Buburuză tristă în drum spre casă. I-ar fi plăcut foarte mult. Și ce-ar fi dacă i-am prezentat spectacolul chiar noi? Zise deodată Buburuză. E o idee minunată, Buburuză, spuse Fulgușor. Cei trei prieteni s-au apucat de treabă în casa Pestriță. Fulgușor desena piticii, Buburuză pe albă ca zăpada și pe prinț, iar Bobiță pe mama vitregă. Decupau desenele și le lipeau pe bețe. Când au terminat, s-au furișat până la fereastra lui Dima și au bătut în geam. Gândacul cartofului curios a deschis fereastra. Începe spectacolul! A strigat Bobiță vesel și au început povestea. Mulțumesc, le-a spus Dima, sunteți prieteni buni. Peste 10 zile, doctorul Bufniță a venit iar, dar deja bubițele lui Dima dispăruseră. Bubița și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Trotineta. Într-o zi de primăvară, Egon, cărăbușul, a început să-și construiască o trotinetă. Găurea, cioplea, șlefuia, toată ziua nu se oprea din lucru. Când a fost gata, a vopsit-o în negru și a pornit să le arate și celorlalți noua lui trotinetă. Copiii jucau basket pe câmpie, erau acolo Bobiță, Wendel, Baltazar, Dima, Biluță și Alfons. Priviți, am o trotinetă nouă, eu am construit-o! Vai, ce frumoasă e! Pot să o încerc! Nu ți-o dau, e a mea! Vreau să mă dau doar o tură cu ea. Da, și noi vrem să mergem cu ea. Doar o tură, apoi ți-o dăm înapoi. Nu v-o dau, repeta cărăbușul. În timp ce Baltazar, Wendel și Egon se certau, Dima a luat trotineta și a pornit cu ea ca vântul. Oprește-te, dă-mi-o înapoi, e a mea, nu ți-am împrumutat-o, nu împrumut nimănui. Dima a încetinit și în curând Egon l-a ajuns din urmă. Dă-mi trotineta înapoi! Poftim, ia-o! Zise Dima și adăugă. Oricum nu e destul de rapidă. Nu e rapidă? Ia priviți! Cum adică nu e destul de rapidă? Abia mă puteți ajunge din urmă! Zise Egon râzând, fără să observe o groapă mare în mijlocul drumului. Ai grijă, Egon! Au strigat Bobiță, Baltazar și Wendel, dar a fost prea târziu. Ei, pentru asta doar tu ești de vină, Egon! Făcu Baltazar pe deșteptul. Egon, ce ți s-a întâmplat? Te-ai înțepat rău în spini? Iar voi de ce nu-l ajutați? Întrebă gâza trandafirilor într-o suflare. Egon e de vină! Indiferent cum s-a întâmplat, ar fi trebuit să-l ajutați când a căzut atât de rău. Vino, Egon, casa mea e aproape. Îți voi spăla și îți voi bandaja rănile. Lili i-a oferit un scaun lui Egon și i-a spălat rănile cu apă călduță. Nici nu e atât de grav. Atunci Egon a început să plângă încet. E vina mea, am fost foarte invidios. Dacă n-aș fi fost așa, asta nu s-ar fi întâmplat. Atunci, data viitoare, nu mai fi invidios. Mulțumesc pentru ajutor, zise Egon luându-și rămas bun. Nu e mare lucru, te vei face bine. Egon a ajuns acasă șchiopătând, nu putea să urce pe trotinetă. Ajungând acasă, s-a băgat repede în pat și a adormit. În dimineața următoare i-a venit o idee nouă și-a scos pensulele și vopselele. Acum te voi vopsi în roz. Tu ești Egon, ți-am adus-o ție, mulțumesc pentru ajutor. Vai, e minunată, ai revopsit-o? Întrebă Lili. Da, m-am gândit că în niciun caz negrul nu-ți place. Mă buc
bucur foarte mult pentru ea. Mă și duc cu ea la Buburuză. Drum bun! Ai grijă cum mergi cu trotineta, strigă Egon după Lily. Egon s-a întors acasă și tocmai când voia să ia masa, cineva i-a bătut la ușă. Bună, Egon, a spus Baltazar. Voiam să întrebăm dacă te simți mai bine. Sunt bine, nu vă faceți griji, spuse Egon fluturând din mână. Promit că nu-ți mai iau trotineta, spuse Dima cu părere de rău. Nici n-o mai am, am revopsit-o și am făcut-o cadou lui Lily, zâmbi Egon. Dar îmi voi face o trotinetă nouă, i-am promis lui Lily că nu voi mai fi invidios. Toată lumea va putea merge cu ea, puțin, nu foarte mult. Ura! Strigă Biluță. Iar acum veniți să mâncați cu mine, am pregătit o tartă cu mere. Curând, Egon și-a terminat noua trotinetă. A vopsit-o în verde închis. Peste câteva zile, micii noștri prieteni s-au strâns cu toții pe câmpie și pe rând se dădeau câte o tură cu cele două trotinete. Pița și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Meciul de fotbal. Într-o dimineață de vară, Wendel, băiatul rădașcă, a fost trezit de o bătaie în ușă. Wendel, deschide, sunt eu, Freddy! Wendel s-a ridicat somnoros și a deschis ușa. Vai de mine, Freddy, haide înăuntru! A spus Wendel bucuros și cei doi prieteni vechi s-au îmbrățișat. Uite, ți-am adus ceva, zise Freddy. O minge de fotbal! Ura! Pentru fotbal trebuie echipe, l-a avertizat Freddy. Păi să alcătuim echipele, să le spunem tuturor, i-a propus Wendel. După micul dejun, Wendel și Freddy au pornit la drum. Au bătut la fiecare ușă, luau la rând toate casele și până când au ajuns la capătul pădurii, au adunat cele două echipe. L-au pus pe Alfons, arbitru. Să le facem niște veste colorate, a propus Lily. Albastre pentru una dintre echipe, roșii pentru cealaltă. Fotbaliștii au exersat toată săptămâna. Le-am făcut pentru voi, a spus Adiere și i-a înmânat lui Wendel vestele roșii și albastre. Mulțumim, au răspuns în cor membrii echipelor și s-au îmbrăcat bucuroși cu vestele. Buburuză și Lily au adus bănci, iar spectatorii și-au ocupat locurile la marginea terenului. Brusc s-a auzit fluierul lui Alfons, iar meciul a început. Așa, aleargă, Bobiță! Striga Wendel. Aici, la mine, aici, pasează! Urla Biluță. Bravo! Au triumfat jucătorii echipei albastre și s-au îmbrățișat. Haide, albaștrilor! Haide, roșilor! Scandau galeriile formate din spectatori. Nu e cinstit, Freddy, nu e voie să prinzi mingea cu mâna, a spus indignată Albinuța. Așa e, Baltazar are dreptate, nu mai faulta, Freddy, zise sever Alfons, arbitrul. Meciul continuă într-un mod palpitant. Și cei roșii și cei albaștri au marcat câte două goluri. Astfel, echipa lui Wendel conducea deja cu 3-2, când jocul s-a oprit din nou. Freddy m-a trântit! Gemu Biluță. Da, am văzut și eu, zise Alfons. Freddy, dacă mai faultezi odată, te voi trimite pe tușă. Echipa lui Wendel era la un pas de victorie. Freddy devenea din ce în ce mai furios. Priviți, acum voi marca! A strigat el și l-a împins pe Bobiță. Dar în acest timp a căzut și el, strigând cu durere. Mâna mea! Vai, mâna! Ceilalți au venit în fugă. Mă duc să-l chem pe doctorul Bufniță, a spus Adiere și a pornit. Dacă nu te-ar durea mâna, te-aș trimite pe tușă cu plăcere, zise Alfons. L-ai împins rău pe Bobiță. Da, știu, spuse Freddy cu părere de rău. Dar mă doare rău mâna. A și sosit doctorul Bufniță. Într-adevăr, brațul tău e fracturat. Trebuie pus în gips. Îl porți 4 săptămâni. Trebuie să ai mare grijă să nu te gândești la alergat. Astfel, meciul s-a sfârșit cu victoria echipei albastre.
pentru revanșă trebuie să mai aștepți puțin, zise Wendell, bătându-l pe spate pe Freddy. Lasă că te faci bine repede, nu mai sta cu nasul în pământ. Îmi pare rău că am faultat, plânse Freddy. Promit că dacă mi se vindecă mâna, voi juca foarte corect și vom avea o revanșă cinstită. Până atunci am putea să decorăm gipsul lui Freddy, spuse zâmbind Buburuză. Veniți, vă invit pe toți la o gustare. Prietenii au dat năvală în casa pestriță a Buburuzei. Scoteau cariocile și pictau desene colorate pe gipsul gândacului croitor, care mai de care mai frumoase. După ce doctorul Bufniță îmi scoate gipsul, îl voi păstra ca amintire, a spus Freddy. Apoi s-au așezat cu toții la masă și au mâncat o uriașă ruladă până la ultima firimitură. Pizza și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Ouăle de Paști. A sosit Paștele. Fulgușor, fetița fluturaș, Lili, gâza trandafirului, săltăreața, fetița lăcustă și Adiere, libelula, au venit la Buburuză să vopsească ouăle de Paști. Câte ouă trebuie să vopsim? Întrebă Lili. Ia să vedem, Bobiță sigur vine mâine la stropit, dar va veni și Baltazar și Wendell și Dima și desigur Biluță, Alfons și Melcul Ciobo. Deci trebuie să vopsim 7 ouă, să ne apucăm de treabă. Sunt frumoase! Mâine băieții se vor bucura, sunt sigură! Constată Fulgușor. E timpul să pornesc spre casă. Mâine mă trezesc de vreme, voi face clătite și îi voi aștepta pe musafir cu ele, zise Fulgușor. Eu voi pregăti păgăcele, spuse Lili. Iar eu strudele, adăugă Buburuză și le conduse pe fete la ușă. A doua zi fetele s-au trezit de vreme. Fulgușor a fugit în bucătărie și a legat șorțul și a început să prepare aluatul pentru plăcinte. Lili și-a legat șorțul și ea și-a început să frământe bogăcele. Buburuza a întins aluatul de strudel, Adiere a pregătit o ruladă de pișcot și săltăreața s-a trezit plină de emoții. Băieții nu se trezesc de vreme, mai am timp să prepar o tartă cu mere. Și-a pus un coș plin cu mere pe masă, dar vai, coșul s-a clătinat, merele s-au rostogolit răsturnând de pe masă și tava plină cu ouăle de Paști. Toate ouăle s-au spart. Vai, ouăle de Paști! Acum ce mă fac? Ce le dau musafirilor? A fugit disperată la Buburuză. Buburuză, s-au spart toate ouăle mele de Paști, toate cele 7, ajută-mă! N-am timp, fac o prăjitură, dar mi-au rămas 2 ouă nevopsite, ți le dau. Vopsește-le repede și vei fi gata până vin băieții. Lili, ouăle mele s-au spart în bucăți, pot să mă ajuți? Nu pot, bogăcelele mele se coc la cuptor. Îți dau aceste 3 ouă albe, mai ai timp să le vopsești. Fulgușor, ajută-mă, trebuie să vopsesc alte ouă, celelalte s-au spart. S-au spart toate? Îmi pare rău, săltăreață, dar acum nu mă pot duce cu tine. Plăcintele mele s-ar arde. Uite, 2 ouă nevopsite, ți le dau. Adiere, am dat de belea, s-au spart ouăle pe care le-am vopsit ieri. Te rog, ajută-mă, singură nu pot să vopsesc alte 7 ouă. Nu mai am timp, se văicări săltăreața. Știu cine te poate ajuta, hai după mine. Au fugit prin pădure și s-au oprit la peșteră. În clipa următoare, de acolo a ieșit Păianjenul. Păianjen, drag, trebuie să ne ajuți, a spus Adiere. Săltăreții s-au spart ouăle de Paști, acum trebuie să vopsească alte 7 ouă. N-avem mult timp, imediat vin băieții la stropit. Trebuie să fie gata până atunci. În ordine, a mormăit Păianjenul. Mulțumesc, ești foarte amabil, i-a spus săltăreața și și-a luat rămas bun de la Adiere. Săltăreața a pregătit pensule și vopsele și împreună cu Păianjenul s-au apucat de treabă. Păianjenul putea să vopsească 3 ouă deodată. Suntem gata, zise săltăreața fericită. I-a mulțumit Păianjenului pentru ajutor și a aranjat ouăle pe tavă. În clipa aceea a bătut cineva la ușă. Săltăreața a deschis, iar cei 7 băieți au început să recite poezia pentru stropit.
pe fata asta o stropesc, de-mi dă un ou, spun mulțumesc. Toți șapte au stropit-o pe săltăreață. Fetița lăcustă le-a întins cu mândrie tava, iar băieții și-au ales câte un ou vopsit. Din păcate prăjitură nu am, le-a spus săltăreața rușinoasă și le-a povestit cele întâmplate. Nu-ți face griji, au râs băieții. La Buburuza am mâncat strudele, la Lili pogăcele, la Fulgușor plăcinte, iar la Adiere pișcot. Nici măcar o îmbucătură nu ne-ar mai încăpea în burtică, au spus băieții râzând.